Vă temeți în ceea ce urmează, în etapele care urmează de arbitraje, în continuare? Mă, nu mă temi. De ce? Pentru că poate să facă ei ce vor. Dacă face Dumnezeu, Dumnezeu le scoate la iveală toate astea, ca să facă ei de rușine. Dacă Dumnezeu, dacă face, n-ar să facă ei. Înțelegi? Și să... Că dacă el, Târnovanu, ieșea ca lumea, că și acolo a fost, vine și îl împinge. Ieșea ca lumea, dar dădea ca lumea în minge și era gata, era meciul gata, da? Vezi? N-ai ce să le faci. Încercăm cu legi să-i oprim din astea, din mizerile care le fac. Pe urmă vezi, Doamne, că nu știu ce, la comisie, Becalic a zis, nu știu ce. Păi comisie, mă, păi așa. Da. Și am zis lui Vali, băi, trimite-le o hârtie. Nu sunteți legal constituiți, nu sunteți. Voi nu sunteți arbitri. Voi sunteți puși de Buleanu, niște țaca, paca pe acolo, niște păcală, păcălici. Puși pe acolo, nu sunt, mie nu sunt arbitri, nu sunt juriști, nu e legal constituită. Comisia, cum să, ce să judești? Că spuneam eu pe vremuri, adică în logic, așa. Dar acum văd că așa e, eu logica mea avea o, așa un suport. Pe cum nu e judecător, cum mă judești pe mine, mă? Păi dacă nu e legal, nu e arbitru, nu e jurist, nu e legal constituit, cum să judece el, mă? Stai că facem, mă, un tribunal, arbitraj, noi aici, n-ai voie să mergi la ce vorbești, mă? Facem tribunal, arbitraj cu legea, sunt legea sportului, facem tribunal, arbitraj, mergem la instanțele de judecată românești. Nu că, domnule, te duci la TAS, dar după aia de la TAS te duci la cantoane, adică în Elveția. De ce să mă duc, mă, la cantoane? Că eu mă duc la vilă, nu mai la cantoane. Stau în canton, ce sidioi, mă duc la canton. Mă duc în țara mea, la judecătorii mei să judece. Nu mă duc la elvețieni. Ba, da, la TAS, când sunt litigii internaționale și europene. Dar când eu am litigiu în țara mea, pe ce judecătorii mei sunt idioți, mă duc la canton, să stea el în canton, acolo să facă ce vrea el, judecătorul ăla în canton. Să se cantoneze el acolo. Nu, nu, nu se poate, mă, asta. E prea mare rușine națională. Aduci tu arbitru, șef de arbitri. De ce? Domne, mă propulsează pe mine acolo la UEFA. Lasă-mă să vedem, că dacă nu-l bagă la UEFA, o să-l dăm noi acum, că nu mai poate să candideze. Și o să vedem noi și o să mai fie el la UEFA. Că trebuie să fii președintele federației ca să fii membru UEFA. Și atunci el nu o să mai fie. Să vedem după aia cine o să fie el, Burleanu. Înțelegi? Că de la el pleacă toate. Asta e semn. Bă, nu zic că zice... Nu mai spun ca pe vremuri, le frică. Dar dă semnale. Și cum adică? Pui faul clar la șut. La Bolaru. Bolarul dă cu capul minge, ăla vine îi dă în cap. 11 metri clar. Făceam 2-0. Bine, mă, trebuie să facem echipă, să-i spulberăm. Și așa am făcut echipă, că îi spulberăm. Că ai văzut că și în 10 n-au contat. O să fie echipă, că o să-i spulberăm și nu mai o să avem nevoie. După aia poate să vină arbitru, să vină ăla, Vasaras, Burleanu să fie observator și Vasaras să fie arbitru. Și tot n-au ce să facă. Când n-au ce să facă. Că să vezi.